Circa 4600 de candidați la bacalaureat au susținut miercuri a doua probă scrisă din cele trei programate în această săptămână. Dacă proba la română de luni a fost comună tuturor candidaților, miercuri o parte dintre elevi au susținut examen la istorie, iar ceilalți la matematică, pe grade diferențiate de dificultate în funcție de numărul de ore. După cele trei ceasuri petrecute în bănci, mai relaxați au ieșit elevii de la UMAN, care consideră că subiectele la istorie au fost acceptabile. Cea mai grea parte a fost eseul. Cea mai grea a fost eseul, pentru că nu aveai text în față și trebuia să compui tu. Dar nu a fost extrem de greu, a fost. Mai exact despre ce trebuia să scrii acolo? Despre comunism, despre a doua parte a secolului al XX-lea, comunismul în România. Crezi că și pentru ceilalți care s-au pregătit la nivel mediu a fost un subiect accesibil? Da, sunt chiar foarte sigur. Cât vrei să iei? Cât te aștepți? 8 spre 9. Sper. A fost destul de dificil, mai ales partea a treia de eseu, în special cu relațiile internaționale din perioada secolului 20. Acolo am fost pregătit puțin mai slab, dar în rest a fost bine și sper să-l iau. Ce notă? Peste 8. Ce urmează pentru tine în continuare? Facultate și după aceea, nu știu, un loc de muncă. Candidații la matematică vor avea însă emoții până la afișarea rezultatelor. Mi s-a părut destul de dificil, adică a fost ok primul subiect, la subiectul 2 a fost destul de simplu, dar subiectul 3 mi s-a părut destul de greu, așa, dar nu știu, sper că o să țină note destul de mari. M cât? M1. Ah, deci cel mai greu, da, să spunem. Da. Colegii tăi de la nivelele un pic mai mici ce au spus? Au ieșit din sală, cum li s-a părut? Au ieșit din sală și mi s-a părut acceptabil, adică... Na, a fost simplu subiectul 2 și asta i-a ajutat destul de mult, numai că subiectul 3 a fost destul de greu. Și aici o să facă diferența, probabil. Vineri ce urmează pentru tine? Pentru mine proba la fizică. Na, și sper să fie bine. Te simți pregătită pentru ce urmează? Da, pentru că m-am pregătit în anii anteriori și consider că sunt destul de pregătită să obțin o notă mare. Pentru absolvenții de clasa 12-a, chinul nu se termină aici și vineri mai au de susținut un examen. Pentru că tensiunea este mare, mulți dintre ei spun că ar fi preferat ca testele scrise să se dea la un interval mai scurt de timp. Eu preferam să-l dau optat într-o zi, nu mai să scap. Mi se pare că se pune prea mult accent pe un examen. Bine, știu că depinde viitorul tău, practic, de aceste 3 zile în care îți dau probele, dar emoțiile sunt prea mari și de asta eu vreau să scap din prima de toate. A fost puțin aglomerat, dar nu că era ceva imposibil și consider că fiecare, dacă a venit la ore, a învățat, a fost destul de accesibil, cel puțin la română, istorie și geografie, cei cu matematica mai greu. Și la acest examen s-a înregistrat o eliminare. Este vorba de un elev de la Comănești care a împrumutat ciorna de la un coleg pentru a se inspira. Pentru isprava sa, va mai da bacul peste 2 sesiuni. La ultima probă scrisă, elevii pot opta în conformitate cu filiera, profilul și specializarea urmate pentru fizică, biologie, chimie sau informatică la profil real sau geografie, filozofie, logică și argumentare, economie, psihologie și sociologie pentru profilul umanist. Pentru a promova examenul maturității, elevii claselor a 12-a trebuie să se prezinte la toate probele și să obțină la cele scrise cel puțin nota 5, iar la general media 6.